Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Ajuns în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât în câțiva ani a forit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine, ajungând să fie temut chiar și de romani. Spunea Strabon despre regele dac Burebista. Tema acestei serii am intitulat-o Dacia de la Burebista la Decebal, iar invitatul serii este domnul Codrin Bența, profesor de istorie la Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am revăzut! Mă bucur că ne revedem și ne revedem într-un spațiu istoric, antichitatea Daciei, și avem două personaje, chiar trei, pe care îmi doresc să le comentăm. Primul este regele dac Burebista, care a reușit prin istețimea sa să construiască primul stat dac centralizat. Dar hai să vedem pentru început cine a fost acest Burebista. Așa cum spune Strabon, tot de la el plecăm cu informațiile cele mai pertinente din vremea domniei lui Burebista și încercăm să ne încadrăm în timp, ar fi anii 82-44 înainte de Hristos, o vreme în care avem un reper pentru istoria zonei mediteraniene și vorba de evoluția Imperiului Roman, cea care reprezenta principala putere din zonă. Nu vorbim încă de Imperiul Roman, vorbim de Republica Romană, dar cu pași de transformare spre Imperiu, că avea o dimensiune de acum imperială și am putea să folosim poate ușor termenul. Concret, odată cu Octavianus Augustus, unii zic că poate că și Cezar avea velități de imperator. Bun, dar revenim la Burebista. Burebista este un bărbat get, așa îi spune Strabon, care a reușit să devină bazileu, adică rege peste regii din Dacia, și să unească toate triburile dacice, sau să-i spunem geto-dacice, sub o singură autoritate. Nimeni nu mai reușise până la el atunci și realizarea lui se explică prin faptul că statul roman, ca să mai spunem Imperiul Roman, că trebuie să-l mai așteptăm un pic să devină imperiu, dacă ne referim la o perioadă de timp puțin anterioară, statul roman se extinde și ajunge cu granițele sale până la Dunăre și fiind în proximitatea Dunării, statul getodacilor sau statele getodacilor se coagulează, acceptă de bună voie sau sub presiunea armelor o singură autoritate și e vorba de autoritatea regelui Burebista, care reușește să creeze o armată impresionantă pentru timpurile de atunci, de 200.000 de soldați. Dacă comparăm cu armata statului roman, ea era poate de două ori mai mare. De trei ori ne este nouă greu să credem că era mai mare, dar gândiți-vă ce a însemnat pentru vremurile respective și efortul diplomatic, dar și inteligența, cum am zis, dar și genul militar pe care l-a avut Burebista, dar și consilierii săi, cât de importanți au fost în conceperea unui stat care să poată să opună rezistență statului roman, de care vorbim, Republicii Romane de atunci. El este Burebista. În mâna sa dreaptă era preotul decenal. El a fost ajutat foarte mult în tot ceea ce a realizat pentru Dacia celor vremuri, coștorul lui Decenău. Într-adevăr, Decenău este mare preot și principalul consilier al său. Unii spun că a fost un fel de zeu pe pământ, așa cum fusese și Zalmoxis. Și avusesem noi în misiunea anterioară și vorbeam despre faptul că cei doi sunt personaje care sunt instruite, se formează în alte medii spirituale și vin în zona getodacilor și creează reforme religioase și dau tonul pentru transformări radicale în plan spiritual și pentru transformări morale, dar și pentru dezvoltare statală. Ceea ce s-a și întâmplat în timpul lui Burebista, unde știm tot de la Strabon că Decenău e cel care l-a determinat pe Burebista să accepte ideea că trebuie să facă și o asanare morală a
poporului dac și să taie vița de vie și să-i pună să fie cât mai drepți față de celelalte popoare. Știți cum era și vorba lui Herodot, că dacii sau tracii sunt cei mai drepți și mai viteși dintre celelalte neamuri. Unul din pericolele care le-a evitat Burebista și cu mult succes a fost cel al celților care au năvălit din nord-vest. Un popor aprig, cu veleități războinice, de fapt, și care își dorea să cucerească teritorii. Celții, pentru vremea de atunci, într-adevăr, au avut o mișcare surprinzătoare în spațiu. A fost un popor războinic, un popor motivat bine religios pentru expansiune teritorială, dar totodată un popor care a reușit prin tot felul de expediții militare să se extindă până în Asia Mică. Dacă ne gândim de undeva din regiunile îndepărtate ale Angliei și până în Asia Mică, înseamnă un imperiu comparabil cu Imperiul Roman, dacă ar fi fost să aibă o structură unitară. Gândiți-vă cum Burebista, pentru timpurile de atunci, a încercat să țină piept unui astfel de val atât de puternic cum era cel al celților și chiar cu succes a reușit să-i țină pe loc și să-l administreze înfrângeri serioase și să-și extindă teritoriul, îndeosebi asupra două triburi, boii și tauriscii. Știm că au fost puși la punct chiar undeva pe la mijlocul domniei sale și partea sa vestică a regatului a fost consolidată în felul ăsta, având în acest fel statul lui Burebista o dimensiune impresionantă, chiar poate de 3 ori și ceva mai mare decât a României de astăzi, poate știți. Se întindea statul Getodac din vremea lui Burebista, de la Dunarea Mijlocie în vest până la gurile Bugului în est și la Carpații Păduroși în nord până în munții Balcani. Este celebră harta lui Ptolemeu a dacii mari favorite de Burebista. Într-adevăr. Este o realizare remarcabilă pe care au avut-o minte cu siguranță dacii și după vremurile lui Burebista și au încercat să o mai refacă vreodată dimensiunea asta statală, dar n-a mai reușit, n-a mai fost cum. Că știm că după moartea lui Burebista statul se destramă în 4-5 regate mai mici și apoi abia ceva timp mai târziu, după vreun secol, aproape reușește să refacă, să zicem, o jumătate din dimensiunea statului lui Burebista. Centrul lui Burebista era în zona transilvaneană. Și aici subliniez, în zona Transilvaniei de astăzi, care, bine știm, au existat și există și în continuare discuții aprinse între gândurile maghiarilor și perenitatea poporului român din timpul lui Burebista. Dacă e să ne referim la nucleul statului Burebista, istoricii spun așa că prima dată cetatea Argedava i-a fost reședință. Apoi se consideră că pe finalul domniei devine cetatea Costești, reședința statului Burebista. Și Costești face parte din nucleul de fortificații care înconjoară Sarmize Getusa. Și atunci ne gândim că, într-adevăr, cum spuneți, sudul Transilvaniei este nucleul statului Getodac. Și pe care Decebal îl va păstra? Da, Decebal îl păstrează, îl dezvoltă. Pentru că acolo avem și Sarmize Getusa Regia. Tocmai. Și acolo devine chiar un complex de fortificații foarte puternic, cel de care vorbim. Zona munților Orăștie, cu cetăți precum Costești, Plidaru, Fețele Albe, Piatra Roșie, Căpâlna și în mijlocul lor, așa ca într-un fel de centură, fiind cetățile dispuse, în mijlocul lor se afla Sarmize Getusa. Care a fost relația lui Burebista cu romanii? Cu celții știm. Ia da, căsăpitia... Cu romanii am putea spune destul de tensionată, pentru că expedițiile dacilor la sud de munții Balcani sau, să le spunem, undeva spre zona Dunării Mijlocii nu erau pe placul romanilor, nu puteau să-și permită un stat atât de puternic în nord-estul, să zicem, statului lor, romanii, și să tolereze astfel de atacuri, astfel de provocări, astfel încât relațiile diplomatice dintre statul roman și statul dac din vremea lui Burebista erau evident câteodată și de prietenie, poate de colaborare, dar de cele mai multe erau tensionate. Și dacă e să ne gândim la o situație
destul de grea prin care a trecut statul roman atunci când Iulius Cezar a avut un război deschis cu Pompei. Revista a trecut de partea lui Pompei. Și a trimis căpetenii să lupte alături de Pompei. Chiar a trimis un corp de armată destul de consistent, nu știm să estimăm un număr, unii zic că pot să fie și 50.000 de soldați, e mai greu însă de crezut o astfel de cifră, însă nu a mai apucat armata lui Brevista să ajungă la Pompei, pentru că trupele lui Cezar s-au mișcat foarte repede și înfrângerea administrată lui Pompei a neutralizat cumva ajutorul pe care trebuia să-l primească de la Brevista. Bun, însă de spus aici, în legătură cu asta, e faptul că Brevista îl alege pe Pompei ca aliat, pentru că știa că prin Iulius Cezar nu poate să aibă o relație de pace cu statul roman. Iulius Cezar era un personaj foarte ambițios și foarte expansionist în gândire. Dacă știm ce a făcut el în Galia, cum a ajuns până în Anglia cu expansiunea sa teritorială, cum a încercat și pe germani să-i pună la punct și cum avea planuri destul de serioase să treacă și Dunărea și să rezolve cu problema asta a tensiunilor dintre romani și statul dac. De asta îl alege pe Pompei. Pompei asigură cumva o colaborare pașnică, dar faptul că i-a oferit sprijin, sigur că a fost aflat de tabăra lui Cezar, lucrul ăsta, și se poate că a fost cumva și un plan de răzbunare al lui Cezar, că doar cu vreo 4 zile înainte de asasinatul său la idele lui Marte, în 44, știm că el mobilizase armata și a strâns atunci aproximativ 150.000 de soldați ca să poată să intre și, evident, trupe de elită, legiuni, trupe auxiliare și așa mai departe, mobilizate pentru campania asta împotriva statului dac. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta pentru că Cezar a fost timp asasinat, iar la fel cum și Strabo ne spune și alți istorici din acea vreme, se pare că și Brevista cam aceeași soartă a avut, ori se pare că un complot al nobililor daci l-a răsturnat de la putere ca să evite o astfel de confruntare cu statul roman, care evident putea să fie catastrofală și aveau nevoie de pace, probabil nobilii, ca să-și poată desfășura în continuare obiceiurile, treburile lor. Un asasinat dublu, se pare. Augustul Cezar, pe 15 martie 44, își află sfârșitul într-un complot în Senat, unde participă și Brutus, fiul său vitreg, și la puțin timp după aceea, după cum spuneați, căpeteniile lui Brevista îl trădează. Aici sunt două variante. Una din variantele trădării este că aceste căpetenii și-au dorit din nou independența triburilor care s-au unificat inițial și să le conducă ca înainte. Iar a doua variantă este și stârpirea viilor, distrugerea viilor de către Brevista la onori în data acesta. Da. Pentru că produceau mai mult rău decât bine. Se știe dionisiacele care le făceau geții și uneori acestea nu prea concordau cu claritatea unei lupte. Se mai întâmplă, vom vedea că și împăratul Domitian la un moment dat, prin chefuri, îl împuternicește pe Cornelius Fuscus să meargă mai departe, când era la Niș. Într-adevăr, și a fost o manevră greșită, așa, militară, decizia asta de a-l trimite pe Fuscus doar cu 3 legiuni. Romanii plăteau lui Brevista tribut? Se pare că intrau bani de la Roma. E mai greu de spus tribut. E o situație întâlnită în concepția diplomatică romană, aceea în care dacă voia statul roman să aibă pace la granițe cu un anumit popor războinic, încerca să-i ofere stipendii, adică o sumă de bani care să determine cumva o dezvoltare militară a statului respectiv și armata, o zicem, a statului, a poporului respectiv, dacă nu era stat, cum zicem de triburile germanice sau spunem de triburile centrice, trebuiau să lupte alături de romani atunci când se impunea situația. Într-un fel forțează cumva termenul de tribut. Era un convent. Știți? Era o convenție, așa cum dacă am compara noi cu timpurile din momentul de față, vedem că și
americanii ne trimit nouă un fel de stipendii și noi ne dezvoltăm armata ca să fim buni prieteni cu ei, ca să fiind folositori la nevoie aici pe flancul estic al NATO. E cam aceeași poveste. Cam aceeași. Nu putem folosi deci termenul de tribut decât așa, într-o manieră puțin forțată. Ceea ce este frumos în timpul regelui Burebista este că acesta a introdus acele legi belagine și aș vrea să țin vreo două cuvinte despre aceste legi, legile frumoase, cam așa s-ar traduce. Da, într-adevăr, Herodot le numește legi belagine. E vorba de cutume ancestrale pe care le aveau pelasgii în zona Carpato-Danubiano-Pontică, aici unde spun unii cercetători istorici că s-a născut civilizația umană și de aici apare antichitatea, practic. Și dacă facem și o analogie cu tablițele de la Tărtărie, s-ar confirma cumva acest lucru și cu alte, să zicem, inovații pe care le-au avut pelasgii pentru timpurile de atunci. Și ne referim și la ceramica pictată și la elemente de metalurgie care apar mult deci mai timpuri. Deci vorbim deja de strămoșii dacilor. Într-adevăr, sunt strămoși ai tracilor și ai dacilor în același timp, care ar fi civilizat cel puțin zona asta, părții central răsăritene a Europei. E vorba de legi belagine, în Herodot numea legile frumoase, adică un fel de obiceiul pământului. Un fel de legi care derivă din experiența ancestrală a vechilor locuitori ai Daciei și se estimează cumva și vreo 6 milenii de vechime a acestor legi, pe care le reintroduce deceneu. Le consideră deosebit de importante, le consideră de o valoare morală necesară pentru reformarea statului dac, îl convinge pe Burebista și le impune din nou în Dacia. Cum sună astfel de legi, se pare că din tot felul de, să zicem, strângeri de tradiții, de legende, pot să fie desprinse îndeoseb din folclorul românesc, din folclorul vlahilor, aceste legi, pentru că știți, obiceiul pământului s-a păstrat la noi până târziu. În zilele noastre chiar. Până cel puțin în vremea codurilor civile, penale, din vremea lui Cuza, până în vremea secolului Lex Valahorum. 19, când avem prima Constituție și așa mai departe, celelalte care vin în lanț. Păi, ele derivă cumva din cunoștințele pe care le-au acumulat în timp pe pelasgii și au și o tentă spirituală în același timp, pentru că se vorbește acolo despre zeul tunetului, despre lumina care este elementară pentru viața omului și nu se folosesc termen, nume de divinități, ci pur și simplu de fenomene naturale pe care oamenii trebuie să le vadă ca fiind venerabile și să le respecte așa cum sunt, pentru că ele sunt semne de la divinitate, fie că vorbim de un panteon pe care l-ar fi avut pe lasgii, fie de la divinitatea supremă. E mai greu să vorbim de monoteism pentru timpurile de atunci, știm că dacii au fost politeiști și atunci ne gândim și la alte tipuri de legi care sună așa, câteva dintre ele: să nu faci rău celuilalt pentru ca ție să-ți fie bine, să ai grijă ceea ce semeni, că asta vei culege și așa mai departe. Ești ca și cum ar fi o lănțuire de proverbe autentice românești. Știți, sună foarte apropiat fenomenul numit legile belagice cu ceea ce avem noi în folclor, în tradiție, în cunoștințele. Au fost un număr de 45. Da. Și se pare că DCN-ul a fost unul din cei preotul, dac și rege totodată, pentru că el va urma după Burebista. Da. Unul din cei care au creionat aceste legi frumoase. Da. Le spune legi frumoase, într-adevăr, pentru că ele reorganizează statul dacă îl pun bine pe picioare, îl fac să arate mai moral, mai temperat, mai bogat în concepția sa structurală, politică, spre dezvoltare economică și în același timp militară. După săvârșirea din viața regelui Burebista, cum spunea și dumneavoastră, statul dac
se sfărâmă în 4-5 regate, conduse fiecare de căpeteniile lor. Apar alți regi, bineînțeles, pe diverse zone, pe zona Muntenii, pe zona Banatului de astăzi, Dobrogea, zona Dobrogea, se fermițează și mai tare autoritatea statului. Cam dar niște nume sonore. Tapix, Cotiso, Remaxos și așa mai departe. Sunt nume de regi care apar imediat după Burebista, dar ceea ce știm noi concret e că în zona munților orăștie se păstrează nucleul unui, celui mai puternic stat, să zicem, din statele mici care s-au desfăcut din regatul lui Burebista. Și acolo avem o succesiune pentru noi destul de clară acum, și anume, după Burebista urmează Deceneu, apoi Comosicus, apoi Scorilo, apoi Duras și după Duras vine Durpaneos, care este tot una cu Decebal, din ce putem noi să înțelegem. Coson este în Muntenia, de la el derivă Cosonii, sigur, cele celebră monede care au apărut respective, în Banat Cotizo, da. Și ajungem încet încet la Decebal. Aici este o discuție. Sunt două variante, fie că Duras Durpaneus este unchiul lui Decebal, fie Durpaneus este chiar Decebal. Cel mai probabil mergem pe varianta a doua, așa cum am zis. Durpaneus este de fapt Decebal, dar numele de Decebal e de fapt un supranume, un fel de denumire pe care o primește el de la armata sa după ce reușește să-l învingă la tape pe generalul Cornelius Fuscus și distruge 3 legiuni romane în anul 87. Atunci el este văzut ca un fel de urmaș demn al regelui Duras și dacă vorbim de unchiul lui Decebal, Duras este, așa cum putem să înțelegem cel mai bine, succesiunea. Și Duras fiind bătrân, îi lasă tronul lui Decebal, care devine rege al dacilor în anul 87 atunci și pregătește statul dac pentru următoarea confruntare cu romanii, care era de așteptat. După Nicolae Gostar, istoricul, Decebalus ar însemna Dece cel puternic sau regele Dece. Dece în latin ar însemna 10. 10 întâmplări ciudate și o minune. Ciudățenie, da. Da, aici putem să extrapolăm puțin, însă ne gândim că ar putea să aibă o semnificație și cifra asta 10 totodată, însă e mai greu de ajuns așa pe o zonă de esoterism atât de complicată. Mai degrabă noi înțelegem numele de Decebal ca fiind cel viteaz, cel puternic, cam așa s-ar traduce cel mai clar pentru noi, așa spun istoricii care au studiat etimologia cuvântului. Vă propun să luăm o pauză publicitară, după care revenim în studio cu Decebal. Pauză publicitară.